Vă salut, stimați apicultori și toți cei pasionați de apicultură. Continuăm cu interviu Întreabă un apicultor. V-aș ruga foarte mult să vă abonați la canal și prin asta aș aprecia mult că mă susțineți. Astăzi avem invitat pe mentorul și prietenul meu și apicultor Denis Botezato. Denis, salut! Bine ai venit în interviu și mulțumesc că ai acceptat. Da, cu mare drag. Cu mare drag. Ce nu faci pentru un prieten, da? Bun, începem cu prima întrebare. Denis, de ce apicultura și nu alte meserii care sunt? Nu știu, apicultura a apărut așa, spontan, să spunem așa. De apicultură n-avem nici idei. Înainte ca să mă căsătoresc, cum acum n-am idei de altceva. Dar după ce m-am căsătorit, socrul meu se ocupa cu apicultura, cu albinele. El de mic copil, din generație în generație. Și am văzut și a fost așa o dragoste. Am văzut și mi-a plăcut albinele. Dragoste la prima vedere. Da. Și mi-a plăcut. Adică eu meseria, zic eu, așa nobilă, curată, sănătoasă și folositoare nu numai pentru noi, dar și pentru cei din jur. Albina e folositoare și pentru alții. Și plus la asta am și timp liber. Atunci când nu e sezonul, dispunem de mai mult timp liber să mă ocup și cu alții, să fac și alte lucrări. Fiu și cu familia acasă. Da. Mulțumesc. Întrebarea următoare este, ai fost motivat de cineva să începe cu cultura? Au fost persoane. Cineva special așa să vină să-mi spună, apucă-te că e bine, că nu știu și nu au fost așa persoane. Dar eu am văzut, mi-a plăcut și parcurs și ne-am dorit să am și chiar cineva tot socul meu ne-a dăruit câteva stupuri, câteva ștubei, i-am mai procurat eu două, am prins un roi și am început și parcurs și creșteau și stupii, studiam mai mult despre dumneavoastră și parcurs și studiam, îmi îndrăgea mai mult, îmi plăcea mai mult și a crescut așa pasiunea asta cu timpul doar. Aha. Următoarea întrebare este, cât timp a luat de când te-a apărut dorința de a începe domeniul apiculturii și până ți-ai luat primii stup sau ți-ai acodonat? Chiar în toamnă, în care a apărut dorința, chiar atunci am luat stupii, în toamnă. Și prima iarnă care am iernat, a iernat cu 5 stupi, de fapt am început. Cu 5 stupi am început, aici au fost prima iarnă, i-am iernat, prima dată. Mă duceam în fiecare zi, pe urmă, primăvară, și mă uitam la ei, mă uitam dimineață, mă uitam seara, mă uitam... Adorneai cu ei? Când avem posibilitatea, deschidem, mă uitam, iar închidem. Da, mulțumesc. Uite, ai cumpărat sau ai luat primele, da, 5 familii. Cum te-ai simțit? Te sunt la tine acasă. Foarte bucuros, împlinit, spun așa, m-am simțit bine, adică ceva... Mă simțăm cu într-o oarecare măsură ce v-am realizat. M-a plăcut și am început. Adică ne-am văzut acasă, cum să spun, umblam, mai studiam pe urmă, pe internet. Uite, următoarea întrebare, cred că acoperi și gândul care vrei să-ți zici, păstrează. Dacă ți-ar duce aminte, care au fost primele tăi de lucrări în stupina ta? Primele lucrări au fost, fiindcă i-am luat în toamnă, stupii au fost pregătirea de iarnă, simt că le-am făcut tratamente de iarnă, le-am împachetat, le-am făcut o împachetare destul de bună, adică le-am îmbolit acolo cu multe. Aici au fost primele lucrări, pregătirea pentru iarnă. Și sigur, când mă uitam, mă urmăream pe internet cum fac unii apicultori și așa căutam să fac și eu. Următoarea întrebare este, care au fost primele provocări și care sunt acum care le ai? Primele provocări au fost, chiar și acum care sunt, să pot să păstrez o familie sănătoasă, adică familie de albini mă refer, să pot le păstrez sănătoasă, să nu-ți moară, aici sunt provocările care să poți să le dezvolți până la salcâm ca să poți să scoți ceva miere, să găsești un loc unde să le duci. Deci tu le transporti. Da, noi facem pastoral și trebuie să găsim loc unde să le ducem. Noi la salcâm, dacă să vorbim așa,
din vadul lui Sac, deci trebuie să ducem tuman în Baima Clia, la pădure acolo, e destul de departe și, na, sunt niște provocări, sunt niște probleme, dar se merită. La Floarea Soarelui de asemenea trebuie să găsim loc unde să le ducem, să găsim cine să le păzească, să aibă grijă, să... Că sunt provocări multe. Fiecare an e diferit, fiecare an are provocări de lui. Fiecare an noi ca apicultori diferit, nu putem să luăm fiecare an să fie la fel și exact așa să acționăm, să rezolvăm anumite probleme și să o ducem în fiecare an să facem la fel. Fiecare an e diferit, dezvoltarea e diferită, timpul e diferit, primăverile sunt diferite. Iernile. Da, iernile sunt diferite, tot e diferit. Mult special iarna asta. Da, iarna asta chiar a consumat mult, adică ceva mai specific iernii acestea, că față de ceilalți ani a consumat mult până în momentul de față. Dacă ceilalți ani consumul care e până acum era pe luna mart, să spunem așa, găsam unele familii care au consumat așa de mult. Acum când a fost un pic mai calm, m-am uitat și chiar unele familii foarte mult au consumat, a fost iarna mai blând, așa au fost zile și ele au fost active, au consumat mult, în orice caz. Deși la început nu era mare consum. Nu era mare, dar dacă, chiar când a fost cald, eu am mai intervenit și am mai schimbat rămâne, le-am mai întors cu locul, am uitat ca să aibă mâncare, să aibă hrană. Mulțumesc, Denis. Următoarea întrebare e cea mai grea. Este grea apicultura? Adică orice lucru, dacă îți place, adică cât de greu n-ar fi, dar dacă primești satisfacție de la lucrul ăla, nu obosești. Adică dacă îți place și... Adică din personal îmi place. Și chiar dacă e greu, din punct de vedere fizic mai obosești, dar moral nu obosești, pentru că îți place lucrul ăsta și te motivează. Următoarea întrebare este, care sunt fricile tale legate de albini, de stupina ta? Frici așa ar fi, nu prea am, nu cred că aș avea așa frici, nici îngrijorări care ar fi că fiecare an tot mai multe culturi care se pun, se stropesc cu substanțe care în unele țări se interzise și la noi nu se iau măsuri, sau sunt culturi de astea care, ca de exemplu, noi le-am dus într-un an la Floarea Soarelui și Floarea Soarelui nu a secretat miere deloc și a trebuit să găsim în altă parte să le ducem. Adică cam în domeniul ăsta, fiecare cam nu mai sunt, așa nu mai găsești zone bune așa pentru prielnici și pentru apicultură. Următoarea întrebare este, ce ai învățat în toată această perioadă de apicultură? Nu, chiar și ține de apicultură, am învățat mai mult, am învățat cum să... La început, practic, ar și oricine care la început nu știe mare lucruri, dar am învățat singur cum să faci și tubeie, stupurile, cum să fac și ramele, singurile să le faci, cum să pui și acele foițe și cum să... Unifici o familie și cum să faci una, două și cum să transvazezi reginile și absolut toate lucrările care trebuie făcute, adică le-am învățat și de practică. Am încercat și transvazare, da? Am încercat și transvazarea și nu numai la mine și la mai mulți vin eu să adresau ca să... Deci tu ai încercat transvazarea și alți oficitori vin la tine, da? Adică la mai mulți le-am făcut, adică așa, fiecare dată când am făcut transvazare, adică primeam un procentaj așa peste 90%. Deci... E bun, e... Că nu o să am nevoie de regine, știu la cine să vin deja. Bun. Următoarea întrebare este, ai sau ai avut un mentor în apicultură? Problema asta cu mentorul în apicultură, nu știu, dacă așa, eu am avut mentori, să spunem așa, online, dacă să le zicem, pentru că foarte mult urmărim, luam anumiți apicultori, ca de exemplu din România, Daniel Calmus, domnul Daniel Calmus, foarte mult am privit prin 2015, era foarte activ, pune foarte multe videouri, era foarte transparent în ceea ce făcea și ne conduceam după el. Și acum pune, un pic mai rău, dar niște videouri foarte eficiente. Daniel cum? Daniel Calmus. Daniel Calmus, te rog, fii mai activ dacă ai început să postezi pe YouTube și sunt apicultori care au început cu tine, fii, te rog, mai activ. Mulțumesc frumos! Nu, domnul Daniel Calmus pune videouri foarte bune, în ultimul timp poate mai rărus, dar foarte bune. Și nu numai eu personal, dar mulți apicultori din zona de aici pe care știu eu, pe care îi cunosc, foarte mulți îi urmăresc și anume pe dumnealui, pentru că foarte mult învață de la el. Da, eu tot am văzut videourile lui și tot mi-a plăcut.
Bun, mergem, zicem, la mine e ultima întrebare, dar eu mai am una la mine aici. Încurajez apicultura? Dacă da sau dacă nu, motivează de ce? Sigur că încurajez, chiar pe tinerii să înceapă să-și procure un sub 2 și să vadă dacă se regăsesc. Eu încurajez pe toți, chiar mulți care vin la mine, cu care am eu contact, mai ales tineri cu care discut, prieteni, cunoscuți, pe toți încurajez. Pe toți încurajez și chiar îi motivez cumva, îi aduc în stupină, le pun să vadă cum, le lămuresc, chiar eu cu mine la, între albini, între stup să fie și cumva încerc să-i motivez, mă lipsesc cu dorința asta de a se ocupa cu apicultura, pentru că în domeniu bun, în domeniu care te ține aici lângă familie, acasă, și din punct de vedere financiar e bun, adică... Ai avut gânduri să lași apicultura și să pleci peste hotare, să emigrezi undeva? Până când nu. Deci, albine, tot secretul care este țin în țară este albinele. Da, pe lângă apicultură mai mă ocup și cu alte lucruri care de asemenea mă țin în țară. Acasă. Da. Și ultima întrebare care este la mine, uite, de ce ai acceptat propunerea mea ca tu să fii mentorul meu? Pentru mine e o onoare ca să fiu cuiva mentor sau să dau așa niște sfaturi cuiva, pentru că dacă ar mai spune cineva și dacă aș putea să ajut și pe altcineva, aș face-o și cu altcineva. Pentru că trebuie de dezvoltat domeniul ăsta, trebuie de învățat, trebuie de motivat tinerii ca să apuci de apicultură, pentru că e bine. Și pentru noi e bine, dar și pentru cei din jur, albina polinizează, face bine, că crește producția și la alții. Da. Deci tu nu vezi ca o concurență? Nu. Nu văd ca o concurență. Apicultorii nu trebuie să concureze între noi, dar ei trebuie să conlucreze toți împreună, să discute unii cu alții, să zică problemele cu care se confruntă unii și alții, când fac tratamente, să facă toți împreună și dacă apare o problemă, să o discute, să caute soluții, nu să concureze. Asta e domeniul apiculturii. Toți trebuie să fie uniți. În domeniul ăsta intră doar persoane care caută unitate. Că trebuie să fie uniți apicultorii. Deci... frumos ceea ce spui tu. Pentru că îmi pare rău pentru cei apicultori care nu motivează și nu încurajează apicultura, deși știi că este un profit bun? Este un profit bun apicultura. Da. Este un lucru ușor, nu este foarte greu. Și ai mult timp liber prin lângă apicultură. Da. Deși aș dori ca ei să-și schimbi gândirea și să motiveze, pentru că vedem din ce în ce mai puțini apicultori. Da. Și știm ce folos să aduce lumii noastre albina. Da, Denis, mulțumesc frumos că ai acceptat să facem interviu și chiar a fost plăcut și eu vreau să-ți mulțumesc că tu mă ajuți pe mine în apicultură. Eu n-aș fi început dacă nu aș fi avut un mentor în apicultură. Așa că mulțumesc frumos. Doresc iernare ușoară albinilor. De asemenea. Sănătate ței și familiei. Mulțumesc. Dragi apicultori, suntem la sfârșitul videoului. Aș dori ca să puneți un like, să distribuiți mai departe, ca să motivăm mai departe apicultura. Următoarelor generații sau celor care se gândesc că nu au de lucru în țară și să migreze. De aceea, haideți să încurajăm cât mai mult apicultura și să fim activi. Vă dorim sănătate, vă rog să vă abonați și la canal. Mulțumesc frumos, vă doresc sănătate și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Pa, pa!